Este în plină desfășurare curățenia de primăvară în cimitirele administrate de Societatea Horticultura S.A. În cimitirul Calea Șagului au fost curățate aleile, au fost eliminate buruienile crescute printre morminte și au fost vopsite bordurile, iar acum urmează a fi efectuat același tip de lucrări în cimitirul Rusu Șirianu. Societatea amintește că dacă nu aveți posibilitatea de a întreține personal locul de veci, angajații Horticultura vă oferă servicii de curățenie ocazională la prețul de 50 de lei sau servicii de întreținere sub forma unui abonament anual la prețul de 218 lei. De la preluarea administrării cimitirelor Calea Șagului și Rusu Șirianu, Societatea Horticultura face zilnic eforturi pentru a le întreține la un standard demn de cetățenii orașului nostru, transmit reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara.